Darius Hargrove, 11 puncte, 2 pase decisive, nu a mai punctat însă deloc în sfertul al doilea. 8 puncte pentru Aaron Johnson, nicio reușită pentru Bogdan Popescu, un singur coș până acum pentru capitanul Cătălin Burlacu. Dinamo superioară la aruncările de afară, cum spuneam, are 5 din 11, a înscris și Orbeanu alături de Șutalo și Marinov din spatea semicercului. O singură triplă pentru Craiova din 8 încercări. Procentaj mai bun pentru oaspeți și la aruncările de 2 puncte, 60% față de 55% cât au avut cei de la Craiova. A început sfertul al treilea, au redus din deficit craiovenii, iar Dinamo este acum în ofensivă. O aruncare la care abia a fost atins inelul. Johnson pleacă foarte bine la celălalt panou, se duce pe tușă și scoate la Hargrove, care scutură plasa de la mare distanță. Își face din nou simțită prezența în această partidă, americanul adus de la Cluj. Și iată că oltenii arată o atitudine mai bună la ieșirea de la vestiare. Turnover aici pentru Dinamo, fault ofensiv comis de Nenad Sulović. Craiova începe sfertul al treilea în teren cu Johnson, Burlacu, Hargrove, Pilcevic și Mladen Pantic, de partea cealaltă Șutalo, Marinov, Sulović, Corpodean și Orbeanu. Pantic, handoff pentru Hargrove, care se duce pe centru. Destul de departe de inel a fost pe această aruncare basketbalistul american. Johnson acum plonjează aproape să facă intercepția. Dinamo rămâne însă în ofensivă. Corpodean și un handoff al lui Orbeanu pentru Șutalo. Din nou bosniacul, la care rămâne să se apere la această fază Cătălin Burlacu. O aruncare de la mare distanță, mingea nu a atins inelul, astfel că expiră acest atac al oaspeților. Craiova se poate apropia la o singură posesie. Aruncă foarte ușor Hargrove. Din fața lui Corpodean, iar Alexander Todorov este nevoit să ceară timpul de odihnă după acest run de 8-0 reușit pe debutul sfertului al treilea de SCM-ul Craiova. Vă reamintesc că de la ora 20, tot aici pe DigiSport 3, va fi meciul dintre BCM-ul Pitești și CSMCSU Oradea. De mâine va începe o nouă săptămână plină de basket la DigiSport. Vor fi alte 4 partide interesante din Liga Națională, atât Craiova cât și Dinamo vor juca săptămâna viitoare în direct la DigiSport. Dinamo în marele derby al basketului românesc cu Steaua. O confruntare ce poate fi urmărită duminică pe DigiSport 3 de la ora 20, duminica viitoare. Craiova cu o deplasare la Oradea după meciul de astăzi.
Vor fi și 6 meciuri atractive din cea mai tare competiție intercluburi din Euroliga. Pentru programul complet al transmisiilor, intrați pe site-ul nostru pe digisport.ro. Coș cu fault încasat acum de Craiova, reluarea jocului, reacționează bine băieții lui Todorov după timeout. Posibilitate de 3 point play pentru americanul Noah Dahlman. Mirosește însă libera suplimentară, basketbalistul de 27 de ani, rămâne 45 la 42. Darius Hargrove, încă o dată catch and shoot, executat foarte ușor de basketbalistul american, care ratează de data aceasta, la urmărire, faultul lui Dahlman. A revenit Darko Balaban pe poziția 5 la Dinamo, în locul lui Šulović. Ce bine se duce aici Mladen Pantić, pivotul de 2,10 m. Coș cu fault și Pantić poate restabili egalitatea. O face. Burlacu se apără foarte bine la această fază, la care a încercat să joace în post-up Marinov. A împins tare bulgarul pentru a-și face loc, iar Burlacu a jucat inteligent și s-a retras din calea adversarului său. Va merge acum la linia aruncărilor libere, deoarece Dinamo a intrat deja în penalizare. Doar 3 minute și 16 secunde scurse din acest sfert al treilea. Craiova recuperează deficitul de 9 puncte avut la pauză și trece în față, 47 la 45. Doar 2 puncte înscrise până acum în acest sfert de cei de la Dinamo. Fault care este sancționat la această fază Pantić. Da, neregulamentar modul în care a încercat să oprească traversarea lui Šutalo, iar aici un faul pe care îl obține în cădere Marinov. Bulgarul vine cu ambele libere, are 18 puncte în acest moment. Iar în bănie este din nou egalitate. Burlacu peste adversarul său, care a stat foarte aproape la această fază. Aruncare dificilă cu care capitanul Craiovei îi duce din nou pe Olteni în față. Corpodean așteaptă traversarea lui Šutalo în stânga. Ratează Corpodean de la semidistanță, prinde Burlacu și îl lansează pe Pircevici. Bună intercepție a făcut aici de Dahlman, care a sesizat intenția adversarilor săi. Marinov se duce coast to coast. O fentă de pasă cu
cu care l-a năucit pe Aaron Johnson la această fază. Pircevici. O aruncare care îi place foarte mult după ce își lasă adversarul în spate, a ratat acum fundașul sârb. Balaban are spațiu de manevră acolo pentru a ajuta 1-1 cu Pantiș. Se duce pe tușe și comite pași. A încercat o combinație pe spațiu scurt cu Dalman. Marco Șutalo îi lasă locul în teren lituanianului Karolis Babkauskas. Acum când am intrat în a doua jumătate a sfertului. Hargrove, precis și la această aruncare din apropierea inelului. Americanul se apropie de 20 de puncte marcate, are 19 în acest moment, plus 3 recuperări, 8 din 15 la aruncările din acțiune. Presat aici Marinov, nu profită însă Craiova pe contraatac. Marinov nu-l poate depăși pe Johnson, oprește dribblingul, iar americanul bagă mâna, încearcă să facă intercepția și este sancționat cu fault, a doua greșeală pentru Aaron Johnson. Se apărase foarte bine, nu cred că avea rost acea ultimă intervenție. Pusese oricum în dificultate pe Marinov, care va repune acum pentru Dinamo. Corpodean lasă repede la Marinov, care își așează cu echipierii. Îi cere lui Corpodean să plece. Din nou combinație între cei doi pivoți de la Dinamo. De data aceasta funcționează. Balaban se înalță foarte bine și restabilește egalitatea. O pasă venită de la Dalman. Pilcevic cu a doua triplă a Craiovei în această confruntare. No, trebuie să rectific, nu a fost a doua, ci a patra. Am scris de două ori din afara semicercului în acest sfert și Hargrove. Aaron Johnson, combinație superbă cu Travis Bureau. Aleiup de efect, reușit de cei doi jucători. Bureau, fost câștigător al concursului de Slam Dunk, la All-Star Game-ul basketului românesc. Servit excelent la această fază de Johnson. Johnson nu poate recupera acum, o face Burlacu până la urmă. Basket de calitate arătat de cele două echipe în acest sfert al treilea. Jocul este din nou foarte echilibrat după începutul mai bun al reprizei secunde avut de cei de la Craiova. Încă o dată la finalizare, Bureau a pus mingea cu dreapta. Sancționat cu fault lituanianul Babkauskas, în imagine Oliver Popovici, discutând cu secundul său. E fault comis de Travis Bureau, îmi cer scuze. Babkauskas merge la linia aruncărilor libere. Bureau a faultat după acea ratare de mai devreme, în care s-ar fi putut duce din nou pe slam, a preferat să pună mingea cu panoul și a ratat dintr-o poziție foarte bună.
odihnit Burlacu în vederea actului decisiv. Două reușite pentru capitanul Craiovei în acest sfert al treilea, din care au mai rămas de disputat 2 minute și 8 secunde. A revenit Popescu la gazde, veteranul de 37 de ani cu 0 puncte până acum. Darius Hargrov își continuă între timp recitalul, încă o finalizare din spatele semicercului pentru american, care are în acest moment 22 de puncte. Este cel mai bun marcator al partidei, 20 pentru Dinamo din partea bulgarului Marinov, care joacă și această fază în duel cu Johnson. Vrea să-l ducă în posta pe fundașul de 1,73 m. Nu a reușit la această fază, tot el va repune. Șulovici, Marinov dublat acum. Se întoarce și lovește muchia panoului pe aruncare. Accelerează Bureau și se duce până în coș. S-a retras din fața lui Nenad Șulovici. Două schimbări de direcție foarte bune, reușite de Bureau, care are 8 puncte marcate până în acest moment. În continuare, o evoluție solidă la Dinamo pentru Darko Balaban, 12 puncte pentru pivotul de 2,11 m. A intrat în ultimul minut al sfertului, Hargrove, aruncare scurtă, Popescu nu poate agăța mingea la murmărire. Odihnit și Marinov la Dinamo. A revenit pe parchet pentru finalul acestui sfert Marco Șutalo. Babkauskas așteaptă să declanșeze această schemă a albroșilor. Primește Șutalo, blocaj de la Balaban. A treia greșeală personală pentru Aaron Johnson, care vrea ca de fiecare dată să stea foarte aproape de adversarul lui în apărare. Sancționat din nou fundașul american. Trei greșeli mai au la Craiova Bureau și Pantici. Iar de la oaspeți Șutalo, Dalman și Șulovici se află în această situație. Din nou, o singură posesie separă cele două combatante. Pilcevic ratează. Posibilitate pentru Dinamo de a mai înscrie o dată în acest sfert. Așteaptă Babkauskas să stea aproape de centrul terenului. Blocaj fals făcut de Balaban, care primește acum în căciulă. Fentă bună a pivotului, care pune însă apoi greșit mingea cu panoul. Este finalul sfertului, un sfert spectaculos oferit de cele două echipe. Craiova a dominat disputa după pauză și a câștigat acest act cu 26-14, iar actul decisiv va începe cu un avans al gazdelor de doar 3 puncte.